decizii. Vă întreabă cineva dacă vă bazați pe voturile militarilor în eventualitatea unei candidaturi la legile prezidențiale, de asemenea să ne spuneți, să răspundeți militarilor rezerviști, dacă în eventualitatea unui conflict se bazează pe noi, dat fiind faptul că în timpul cât a fost premier nu a făcut nimic pentru noi, nu a rezolvat inechitățile despre care vorbeați și acelora care le-au fost tăiate pensiile prin OUG 59 din 2017. M-a rugat să vă întreb așa. Ați auzit de generalul Gabriel Oprea și ce a făcut acesta pentru militar cu toate păcatele lui? Eu sunt convins că toți cei care au participat la activitățile pe care le-am derulat și în dialogul pe care l-am avut cu mediul asociativ au înțeles la vremea respectivă tot ceea ce puteam să fac din poziția de ministru al apărării sau de premier. În continuare susțin și am discutat inclusiv cu premierul Marcel Ciolacu nevoia ca acele legi în interiorul sistemului de pensii militare să ducă la eliminarea acestor inechități. Este cu adevărat cât se poate de frustrant ca persoane care și-au desfășurat activitatea pe aceeași funcție să beneficieze de pensii. Deci, de fapt, în oglindă cu ceea ce se întâmplă cu legea pensiilor civile. Exact, doamna Alexandrescu, și am discutat și acest lucru urmează să se întâmple. Credeți că românii au de ce să fie mândri? Românii au foarte multe motive de care să fie mândri și...